liniște post-electorală, a fost tulburat în această săptămână de un individ care, pe lângă faptul că a fost până aproape de alegeri consilier al președintelui Maia Sandu pe probleme energetice, mai este și lider al unui partid care vrea și că să producă o schimbare în societate, Partidul Schimbării. Tipul respectiv se numește Sergiu Tofilat și, fiind invitat la o emisiune televizată, pe lângă faptul că a folosit un limbaj de bulevard, a și sărit cu pumnii la veteranul războiului de pe Nistru, Ghenadie Cosovan. O acțiune huliganică care nu face față nimănui, nu tocmai unei persoane din tabăra oamenilor buni. Și asta pentru că, în esență, Tofilat este un bădăran. După ce l-a lovit puternic peste față și l-a trântit jos pe Cosovan, l-a și lăsat să zacă la pământ în platoul de televiziune, zicând că așa-i trebuie, dă-l încolo, ca să nu citesc chiar mot-a-mo prostiile acestuia. Nu la patra, frate. Foarte bine. Domnule Cosovan. Nu mă faci lepădătură, înțelegi? Domnule Cosovan. Nu mă faci lepădătură. Dacule, ce ieri. Vă rog frumos, care este mampada? Băi, ce ești nebun, băi? Chema mampada. Să rătă cu siam așa, acum. Și cu tine, băi. Tu, băi, nu. Ia, băi. Acum să le luăm pe rând. Tofilat l-a luat la pumn pe Ghenadie Cosovan pentru că acesta a promovat sistemul mixt, care ar fi chipurile sistemului Plahotniuc. Dacă pentru așa ceva trebuie de bătut, atunci de ce Tofilat nu ia la pumn și pe cei din PAS, care în 2013 făceau parte din echipa lui Vlad Filat? Sau de ce nu a protestat în acea perioadă împotriva sistemului mixt? Și asta pentru că acest sistem electoral a făcut parte din programul PLD-MIE și chiar a fost votat tot în anul 2013. Valeriu Streleț, liderul fracțiunii PLD-MIE de atunci, spunea de la tribuna Parlamentului că totul s-a făcut după normele europene. 63 de deputați au votat pentru sistemul electoral mixt în anul 2013. Au votat atunci și Kirill Ucinski, Veceslav Ioniță, Maria Ciobanu și alții, care astăzi sunt oameni buni. După logica lui Tofilat, toți ăștia ar fi trebuit bătuți. Noi am consultat legislația europeană în acest sens, este o normă perfect conformă legislației europene. Nu lezează prin nimic drepturile cetățenilor de a participa la alegeri, respectiv este o normă care nu iese din limitele legislației comunitare. În 1992, când Ghenadie Cosovan lupta cu armă în mână pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, Sergiu Tofilat, vorba moldovenilor, era un muncos de 9 ani. Cosovan și-a pus atunci viața în pericol, inclusiv pentru Tofilat și familia acestuia. Și nu dă Doamne să se reaprindă flacăra războiului, dar dacă va fi nevoie, eu sunt sigur că domnul Ghenadie Cosovan va pune din nou mâna pe armă ca să apere țara. În timp ce Tofilat va pune mâna pe ghiozdan și va pleca primul din Moldova. Că asta știu să facă elevii oligarhului Soros, să distrugă o societate, apoi să plece. Acțiunea huliganică a lui Tofilat l-a enervat și pe Vasile Costiuc. Într-un live pe Facebook, cu un limbaj pe locuri piperat, Costiuc a spus cine e Tofilat după ce și-a permis să ridice mâna la un erou al țării. Astăzi am văzut cu toții în direct la Jurnal TV cum acționează mizerabilii. Eu am văzut unul oarecare, membru a partidului lui Gligor, Sergiu Tofilat, care și-a permis să întindă mâinile la un erou național care a luptat în Transnistria, chiar cu toate minusurile pe care le are, chiar dacă a colaborat cu nu știu cine. Omul ăsta a luptat pentru suveranitate și independență. Eu am văzut pozele de pe tank, de pe BTR. Omul ăsta a pierdut camarazi în luptă. O pierdut camaraz și o luptat cu arma în mână împotriva ocupantului. Și s-a găsit unul acicaric, unul crescut de pe băncile ONG-urilor, plătit cu bani, nu știu de-a cui, de-a lui Soros, să dăie, să pălească cu pumnul într-un erou național. Încă o dată repet, nu mă interesează soarta eroilor care au fost umiliți, chinuiți, băgați la tășiere. Un oarecare Tofilat și-o permis amusara să dă-i cu pumnul într-un erou național, să dă-i jos, să-l facă lepădătură. Tu ăsta cu ochelari și-o permis în prezența multor oameni, fiind în dezbateri electorale cu Alexandru Melnic, colegul meu din Italia, să-mi spună și mie lepădătură. Problema e că eu nu eram în studio, era Alexandru. Alexandru fiind un om cult, educat, inteligent. Omul ăsta i-a reproșat în felul în care o știut el. Bă, animală de Tofilat și Gligor, voi sunteți lepădături, dacă vreți să vă spun pe nume, voi sunteți lepădături și tu și șeful tău.
și nu vă puteți permite voi, cu ochelari care vă considerați inteligenți, să loviți cu pumnii în studiouri în eroi care lupta la Nistru, băi. În respectivă emisiune, Tofilac a dat rama pe față. A demonstrat ce reprezintă dânsul în esență. Și moldovenii au văzut și s-au convins că acest pseudo-expert în energetică nu e nici pe departe omul bun promovat de Maia Sandu, ci doar un simplu comunic, precum cei din anii 90. De ce pseudo-expert în energetică? Pentru că Tofilac tot a țipat mulți ani că, iată, în domeniu există scheme de a lui Plahotniuc și de asta noi plătim mai mult pentru curentul electric. Dar imediat, după ce Plahotniuc a plecat din țară, iar Maia Sandu a ajuns prim-ministru, Tofilac n-a mai putut explica de ce, în loc să se ieftinească, energia electrică, termică și gazul natural s-au scumpit substanțial. Și o să vedeți în continuare ce o să vă vorbească acest tip când energia electrică doar se va scumpi, iar pe Plahotniuc nu vor mai putea da vina, deoarece acum PAS deține putere absolută. Apropo, observați că nici Tofilac, nici Maia Sandu nu mai vorbesc și nici despre scumpirile carburanților, de parcă așa și trebuie să fie. Totuși am o sugestie pentru președintele Maia Sandu, dacă vrea să facă schimbări adevărate, să se lepede de astfel de oameni buni. Cine sunt oamenii buni pe care îi duce Maia Sandu la președinție? Sunt oameni profesioniști și oameni cu integritate. Băi, ce ești nebun, băi? Dacă vorbim de sectorul energetic, va fi Sergiu Tofilac. Am anunțat-o pe doamna președinte despre intenția mea de a mă implica politic. Vom oferi cetățenilor Republicii Moldova un trai mai bun. Așa se câștigă victoria! Vă rog frumos, care este mandatul? Ce ești nebun, măi? Aștia sunt oamenii noștri, trup din trupul nostru. Și cu tine. Și nu doar Maia Sandu ar trebui să se lepede de astfel de indivizi, dar și Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării. Dacă pe omul de afaceri, Sergiu Postică, Gligor l-a dat afară din partid doar pentru că și-a făcut o poză cu Igor Dodon, atunci pe Sergiu Tofilac cu atât mai mult ar fi trebuit să-l excludă din partid pentru acțiunea huliganică. Însă Gligor a luat o altă decizie. A zis că regretă cele întâmplate și într-un final a luat apărarea colegului de partid. Și nimic nu poate justifica ceea ce a făcut dânsul în direct la TV. Dar cumva mă bucur că, într-un mod anticipat, moldovenii l-au pedepsit pe Tofilac la alegeri, Partidul Schimbării obținând doar 2455 de voturi sau 0,17%. După așa rezultat rușinos, acest partid ar trebui să-și încheie activitatea. Oricum, după cum și-a dat seama și Andrei Năstase, scopul lui Tofilac și Gligor la aceste alegeri a fost să atace platforma ta. Scria nu știu cine pe Telegram zilele trecute că domnul Ștefan Gligor a rămas să fie șef la IGP. N-aș, după ce am văzut în spațiu public, nu l-aș mai propune niciodată. Dar el a bătut puternic în campania asta împotriva noastră. Păi asta a fost rolul. Serios? Dar numai lui. Au mai fost și alții cu rol dedicat. Platforma, da, și în principal Andrei Năstase. Până la urmă, Ghenadi Cosovan și-a revenit și l-a iertat pe Tofilac. Ultimul a declarat că regretă cele întâmplate, cu toate că eu nu-l cred. Regret însă că pe Facebook mulți au apreciat gestul bădărănesc al lui Tofilac. Asta spune multe despre societatea noastră. Trebuie de înțeles că dacă vrem să facem o schimbare adevărată, trebuie în primul rând să ne schimbăm noi, să înțelegem că trebuie să fim educați. Nu trebuie prea multă minte să dai cu pumnul în cineva, dar violența naște și mai multă violență. Iar dacă noi, ca și societate, vom tolera astfel de cazuri, atunci mâine, peste cineva din noi, poate da un alt gopnic. Și cei din jur nu vor interveni să acorde ajutor, ci din contra, vor filma și scrie că așa-i trebuie. La fel cum au stat și au privit ceilalți invitați, inclusiv moderatorul emisiunii Dumitru Mișin, cum Tofilac dă de pământ cu Ghenadi Cosovan. Mișin probabil n-a intervenit pentru că Tofilac este din partidul nașul său de economie, Ștefan Gligor. Dar Chirtoacă, dar ceilalți, mi-a fost rușine pentru ei. Însă asta e societatea în care trăim. Ăștia suntem noi, din păcate. E trist, mai ales că așa personaje ne sunt prezentate ca fiind elita societății, oamenii buni, formatorii de opinie care contează. Păi dacă oamenii buni sunt în realitate nebuni și dau cu pumnul, la ce să ne așteptăm de la ceilalți? Întrebare retorică. Eu sunt Ion Hargel, la revedere!